NAP, mișcarea corporală. Atunci când găsim o variantă experimentală de predare, copiii devin mai angrenați în procesul învățării. De aceea, recomand să folosiți cât de des puteți astfel de experiențe pentru a reprezenta materia pe care o predați. Cum putem preda o poezie folosind mișcarea corporală? Am ales o poezie dintr-un manual de clasa a treia, Cu nasul în carte, de Nina Casian, și vreau să vă arăt în continuare cam care ar fi procesul dacă aș lucra eu cu copiii într-un atelier de mișcare creativă pe această poezie. În primul și în primul rând, i-aș invita pe copii să-și acopere ochii sau să închidă ochii și i-aș invita să asculte foarte, foarte bine poezia. Poate chiar să-și imagineze că ei devine o ureche mare, 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 care doar ascultă poezia. După aceea, i-aș invita să deschidă ochii și împreună să reconstituim poezia. Adică, întrebarea ar fi, ce cuvinte vă aduceți aminte că ați auzit în poezie? Și o să vedeți că de cele mai multe ori, împreună, copiii reușesc să treacă prin toată poezia încă o dată. Următorul pas ar fi să citesc din nou poezia, dar de data aceasta să încercăm să o întrupăm, adică să trecem prin cuvintele poeziei cu tot corpul nostru. Haideți să vedem ce ar putea să însemne asta. Cu nasul în carte, de Nina Casian. Cândva, într-o țară de foarte departe, trăia o domniță cu nasul în carte. Nimic nu vedea, n-auzea ce se întâmpla. Citea fără preget, cu un deget la tâmplă. Și câte un mierlăi zicea, hai cu noi în blânda pădure de cetin. Domnița tăcea, țufnoasă și lea. Și nu avea niciun prieten. Treceau anotimpuri cu soare și ploaie, cu ierburi și flori, cu ninsoare și braie, domnița cu nasul în carte într-una. Uita cum e soarele, roa, luna. Și n-avea încotro. Uita cum și ce bogată e viața cea vie, că soarele e O și luna e C, atât a apucase să știe domnița. Mândră era ca pe unul. Mai multe ca mine nu știe nici unul. Și nepăsătoare, cu nasul în carte, de tot ce era în jur, era foarte departe. Venea câte un miel, intra în castel, zicând, hai, domniță, la stână, și vezi ciobănaș și urdă și caș și cea mai gustoasă smântână. Mai lasă-mă zău cu prostiile tale. La stânoi veni când o găsi voi cu cale. Acum nu-mi pasă de oameni și miei, știu una și bună, să iau premiul întâi. Asemeni ciudate făpturi, mi se pare, în clasă la voi se numesc tocilare.